29 iunie 1979. Momentul zero, ziua în care se inaugura prima instalație din rafineria Petromidia. Trecuseră 3 ani de lucrări de la primele acțiuni de consolidare a terenului de lângă Năvodari. În deceniul care a urmat, peste 10 instalații s-au deschis treptat, servind numeroase sectoare ale industriei. În total, lucrările la combinat au durat 13 ani. La 45 de ani de la punerea în funcțiune, Petromidia înseamnă 19 instalații principale, 2000 de angajați, producții record de materii prime, miliarde de dolari contribuții la bugetul de stat, dar și o garanție a securității energetice în regiune. Împreună cu oamenii de aici, Petromidia reprezintă astăzi cea mai mare rafinerie din România și una dintre cele mai moderne din sud-estul Europei. Însă drumul până aici nu a fost ușor. Anii 90 au fost marcați de momente de cumpănă pentru rafinerie. Pe fondul declinului industrial, specific acelor ani, Petromidia a fost la un pas să fie închisă. Din fericire, anul 2000 a fost momentul de cotitură al rafinăriei. În toamna acelui an, societatea Rompetrol a cumpărat acțiunile statului, iar Petromidia avea să intre într-o nouă eră. În doar câțiva ani, Rompetrol Rafinare primește titlul de Rafinăria Anului în Europa Centrală și de Est. Se inaugurează o nouă instalație și centrul de comandă, iar compania se listează la Bursa de Valori București. În anul 2007, Petromidia își continuă ascensiunea și intră într-o nouă etapă a investițiilor majore. Gaz Munai Gaz, compania națională de petrol și gaze din Kazakhstan, preia în proporție de 75% Rompetrol, urmând să devină unicul acționar 2 ani mai târziu. După mai mult de un miliard de dolari investiți de Gaz Munai Gaz, Petromidia a devenit unul dintre principalele motoare ale industriei din regiune, cu noi recorduri de producție. Dezvoltarea și adaptarea continuă a rafinăriei s-a remarcat și în 2020, când pe fondul pandemiei COVID-19, Petromidia a dezvoltat un nou sort petrochimic folosit pentru materialul filtrant din măștile de protecție. După ani cu pierderi financiare succesive, cauzate de volatilitatea din piață, 2022 a reprezentat unul dintre cei mai buni ani din istoria Rompetrol. Prin activitatea rafinăriei, compania înregistrează un profit de 90 de milioane de dolari după aplicarea taxei de solidaritate de peste 120 de milioane de dolari, bani direcționați către bugetul de stat. Prin oamenii Rompetrol, prin investițiile constante și prin povestea sa de succes, Petromidia rămâne dedicată menirii sale încă din 1979. Pilon al securității energetice din România. Iar ambițiile pentru rafinărie nu se opresc aici. Petromidia poate sprijini România să devină un adevărat hub energetic. De 45 de ani, întregi generații de specialiști au făcut din acest vis o posibilitate și vor continua în adevăratul spirit al familiei Petromidia.